În acest an, la Clinica de Chirurgie Cardiovasculară a UMF Carol Davila din cadrul Spitalului Clinic de Urgență București, au fost efectuate până acum 3 transplanturi de cord de către echipa coordonată de profesor universitar doctor habilitat Horațiu Moldovan. Reputatul medic președintele în exercițiu al Asociației Rom Transplant vorbește despre 2 metode clinice care oferă perspective de viață pacienților cardiaci. Sunt pacienți care nu se califică la un transplant de inimă și în cazul cărora cordul mecanic este o soluție. Aș vrea să vă întreb în ce măsură la Clinica de Chirurgie Cardiovasculară de la Floreasca se pot pune astfel de implanturi de cord mecanic. Soluția cordului parțial mecanic, dispozitivului de asistență ventriculară mecanică total implantabil, este, poate fi o soluție temporară pentru ca pacientul să poată aștepta un transplant. Se adresează pacienților cu insuficiență cardiacă terminală care alminter și-ar pierde viața în așteptarea unui transplant. Deci este o soluție temporară ca punte către un transplant cardiac. Programul de asistență ventriculară mecanică trebuie să fie însoțit în spitalele în care se implementează de un program coerent de transplant cardiac. Există și varianta implantului de dispozitive mecanice definitiv la pacienții care nu se califică pentru transplant cardiac, așa cum am spus, care pot fi menținuți în viață cu aceste dispozitive un număr de ani, care a ajuns destul de important. Recordul mondial este de 15 ani de asistență ventriculară mecanică. Deci iată că există și această categorie de pacienți care pot fi asistați definitiv de dispozitive mecanice. Dar totuși, principala indicație a acestor dispozitive este temporară ca punte către un transplant cardiac. Care sunt costurile unui astfel de implant de cord mecanic versus un transplant de cord cu inimă umană? Costurile sunt comparabile. Costurile sunt comparabile. Dispozitivul costă aproximativ 120.000 de euro, e suportat de casă. Sigur, cordul donatorului nu costă organul în sine, dar ne costă mult tratamentul imunosupresor, care în situația dispozitivului de asistență mecanică nu e necesar. Deci, privit global, operația de transplant cardiac versus operația de implant de cord artificial parțial, costurile sunt comparabile. Iar în ceea ce privește supraviețuirea, aș vrea să vă întreb, în ambele intervenții, cu cât a crescut în ultimii ani? Știu că transplantul de cord, vorbim de transplantul de cord uman, nu mă refer la cordul mecanic, se vorbește de supraviețuiri de peste 20 de ani. Sigur. Transplantul cardiac este o metodă clinică consacrată, iar după invenția ciclosporinei în anii 80, controlul fenomenului de reșet a ajuns la un nivel optim, astfel încât transplantul cardiac poate fi considerat o terapie definitivă la pacienții cu insuficiență cardiacă severă sau terminală. Supraviețuirea pacienților cu transplant este mai mare decât supraviețuirea pacienților cu cord mecanic. Există cazuri care au trăit cu transplant și peste 20 de ani și peste 25 de ani. Limita publicată până în prezent în asistențele mecanice cu cord artificial este de 15 ani. Deci, ambele sunt metode clinice care oferă perspective de viață pacienților respectivi. Este vorba de o medicină de excelență, de o medicină de înaltă performanță, care trebuie încurajată și trebuie să ofere o alternativă nouă, o perspectivă nouă acestor pacienți. Și putem vorbi și în România de o astfel de medicină? Putem vorbi, sigur că da, există în acest moment programul de transplant cardiac funcțional de la Institutul din Târgu Mureș, reporni programul de la Floreasca care a existat înainte, există program de asistență ventriculară mecanică și la Institutul CC Iliescu din București, există și la alte institute din țară, deci echipe capabile să facă asemenea operații, care au expertiză și experiență, sunt aproximativ în toate centrele de chirurgie cardiovasculară din România.
Iar viitorul sună bine, ca să spun așa. Recent am aflat cum medicii chirurgi din Statele Unite au realizat în premieră mondială un transplant de inimă de porc editată genetic la un pacient cu insuficiență cardiacă în stadiu terminal. În Franța, citisem, s-a realizat o inimă artificială completă și din materiale sintetice și biologice și transplantul a fost făcut tot în America. În ce fel vedeți aplicarea acestor soluții pe scară largă și când ne vom putea gândi și noi în România la ele? Apariția xenotransplantului de la animalul transgenic reprezintă un important pas înainte în medicină și chirurgie. Limita cea mai importantă a metodelor chirurgicale și medicale radicale este dată de faptul că organismul uman nu este generat cu piese de schimb. Deci medicii sunt limitați în a schimba organele bolnave de lipsa unor organe compatibile disponibile. În momentul în care știința poate genera organisme animale care să fie compatibile din punct de vedere genetic cu organismul uman, rezerva de organe devine mult mai mare, poate chiar nelimitată, deschizând astfel un nou capitol revoluționar cu adevărat în medicină și chirurgie, în care soluțiile terapeutice se vor regândi complet și vom putea extinde foarte mult operațiile de transplant de organe, atât cardiac, de care vorbim noi, cât și de celelalte organe, având disponibil organe de la animale transgenice special generate cu inginerie genetică pentru această procedură. Este o spargere de bariere, deschide un drum excepțional în meseria noastră, în știință în general, și sigur că și noi, atât cercetătorii cât și chirurgii din România, vom merge pe acest drum în măsura în care vom putea, dar ne vom strădui să-l urmăm. Iar în ceea ce privește inima artificială făcută din materiale sintetice și biologice și trendul, știți că se vorbește foarte mult de organe 3D printate. Fără îndoială că există mai multe curente, mai multe linii de dezvoltare în cercetare. Diverse echipe aleg mai mult diverse drumuri care la un moment dat pot fi chiar competitive în sens constructiv, rămânând ca experiența clinică și rezultatele să aleagă varianta cea mai bună. Dezvoltarea în domeniul ingineriei medicale, a dispozitivelor mecanice, chiar care folosesc materiale biologice, dar sunt tot dispozitive mecanice, este o direcție, pentru că putem oricând să construim și să implantăm aparate, dispozitive fabricate în laborator. Ar deveni foarte ușor disponibile. Pe de altă parte, altă direcție de cercetare este cea de care am vorbit precedent, în care să generăm animale cu zestre genetică modificată, așa numite animale transgenice, care să ne furnizeze organe biologice, organe non-artificiale, într-o anumită înțelegere a termenului. Pentru că însă și animalul transgenic este un animal artificial, de fapt, este geneza unui organism pe care natura nu l-a produs, pe care doctorii sau cercetătorii l-au produs în scopul de a furniza organe pe care să le implanteze pacienților umani aflați în suferință organică terminală. Cum vedeți viitorul chirurgiei cardiace în România în următorii 20 de ani? Sunt încrezător în dezvoltarea chirurgiei cardiovasculare și a medicinii în general în România, pentru că transferul de acțiune de la o generație la alta trebuie să se producă și el se produce inevitabil și tinerii care vin din urma noastră sunt din ce în ce mai bine pregătiți, din ce în ce mai performanți și mai hotărâți să meargă înainte. N-am nicio îndoială că chirurgia cardiovasculară, ca de altfel toate specialitățile din medicină, tot sistemul medical din România, ca și sistemul universitar medical, vor evolua.